Bine v-a regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald cu ocazia sărbătorilor de Paște. Citilă Iepurilă a revenit, descoperă reducerile zilnice. Astăzi alături de noi este Tatiana Morar, psiholog clinician, psihoterapeut, și vorbim despre o carte frumoasă publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald. Este vorba despre reconstrucția. Cum să-ți refaci viața după divorț sau despărțire, de Bruce Fisher și Robert Alberti. Așa cum spuneam, o carte publicată în colecția Pas în 2, terapie de cuplu, a editurii Herald. Aș începe discuția noastră pornind chiar de la titlul acestei, sau subtitlul mai degrabă, al acestei minunate cărți. Cum reușim după o, să spunem, după o despărțire, indiferent că vorbim despre un divorț sau despre o despărțire survenită în urma unei relații de lungă durată, cum facem în așa fel încât să ne refacem viața, să nu căutăm acele, le numesc eu, relații tampon sau relații salvatoare, da? Sau tendința aceasta de a ne arunca din lac în puț, în ideea că celălalt ne înțelege foarte bine și va veni ca un fel de salvator sau salvatoare să ne rezolve problemele. Se poate întâmpla ca acest lucru să apară, și poate că tu din experiența ta clinică ne poți împărtăși și acest lucru. Se poate întâmpla ca persoana care vine, să spunem, în terapie pentru a trece peste aceste etape, da? Pentru că știm, această legătură are, această carte are legătură și cu cartea Verenei Cast, Doliul și separarea, unde la fel se vorbește despre travaliul de doliu, și stăm și ne gândim. Și acolo sunt niște faze, niște etape. Faza negării, faza de revoltă, furie. Dar de ce mi s-a întâmplat tocmai mie? Dar cum de-am ajuns în această situație? Dar ce am făcut greșit de nu a mers relația mea? Și iată, autorii vin cu niște soluții. Ceea ce aș vrea să spun de la început este că cartea, titlul ei este Metoda celor 19 pași, da? Pentru a reîncepe viața când te simți că totul se năruie în jurul tău. Într-adevăr, așa cum ai spus și tu, este o trecere în revistă a acelor etape clasice, da? Ale doliului. Însă ce găsesc eu foarte interesant și valoros în această carte este că acești 19 pași sunt explicați din este în primul rând un ghid practic. Și totul este o invitație la introspecție, o invitație la o reevaluare, la o reconectare cu tine, pentru că ipoteza cărții și de unde se pleacă este că s-ar putea noi într-o relație să intrăm nepregătiți sau cu anumite aspecte personale nelămurite, astfel încât în relația de cuplu, acolo unde noi avem nevoie să ne simțim deschiși și vulnerabili, tocmai ies la iveală aceste aspecte, poate mai vechi, dar nelămurite pentru noi. Fiecare capitol prezintă și mici chestionare și, practic, recomandări ale altor autori în legătură cu aceste etape. Și, da, este un ghid practic pentru a ne reconstrui și, de fapt, pentru a reuși din această experiență care este profund neplăcută, traumatizantă, mai ales dacă sunt implicați copii,
Cum din tot acest proces noi să ajungem să creștem, să ne dezvoltăm, să ne repoziționăm față de noi, față de ceilalți și până la urmă să ajungem la o stare de stimă de sine, de libertate interioară și așa mai departe. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant este că explică toate etapele ce țin și de singurătate, pentru că foarte mulți dintre noi evităm, fugim, respingem această idee de a fi singur, de a sta singur. Uneori chiar există o confuzie între starea de însingurare a unui partener în cadrul relației de cuplu și capacitatea unei persoane de a fi bine cu sine și de a sta și singură, da? Simțindu-se împlinită. Și fiecare etapă, uite că dacă tot am menționat despre singurătate, la capitolul singurătate este sunt trecute în revistă și explicate pe un ton foarte blând care sunt aceste etape sau stadii ale singurătății. Că mai întâi noi ne retragem, da? Mai ales după un divorț care nu a fost tocmai plăcut sau amiabil. Foarte amiabil, da? O mică paranteză, unii spun că un divorț bun uneori costă mai mult decât o căsnicie bună. Da? Deci cât de mult contează să avem această înțelepciune să ne și despărțim frumos. Deci, revenind la etapele singurătății, este această etapă de retragere, această frică de liniște în care nu îți mai găsești locul, nu poți citi, nu te poți uita nici la filme, deci pur și simplu ai impresia că nimic din tot ce înseamnă viață, tot ce îți plăcea înainte, nu te mai împlinește și nici măcar nu te prinde, adică nu reușești să te focalizezi sau să te simți tu interesat de ceva anume. Această etapă sau ajungem și în momentul în care poate ajungem să lucrăm foarte mult, da? Deci ocupați obsesiv, petrecem foarte mult timp la muncă, ne ocupăm tot timpul, avem programul făcut pentru fiecare seară, pentru fiecare zi, cu cine mă întâlnesc. Deci, practic, pentru mine nu mi-las nici un timp. De ce? Pentru că mi-e frică. Mi-e frică să fiu singură, mi-e frică ce gânduri, ce idei s-ar putea să-mi treacă prin minte atunci când mă regăsesc într-o casă goală și fără pic de viață, cel puțin viața cu care noi am fost obișnuiți înainte. Și, desigur, cartea invită la lucrul cu sine, la travaliu psihoterapeutic și această etapă de da, însingurare la început ajunge să devină o etapă de vindecare, de creștere personală și moment în care ajungem noi să ne simțim bine cu noi înșine. Și practic să ajungem să valorizăm și să ne bucurăm de viața nouă pe care o avem. Este o carte pe care o putem recomanda nu doar specialiștilor, și mă refer aici la terapeuții de cuplu, dar și cei care vor să afle și să parcurgă pașii despre care vorbesc în carte cei doi autori?
Da, absolut. Autorii precizează că acest titlu, deci acest manual, acest ghid practic, a fost elaborat pe parcursul a câtorva ani și este rezultatul a numeroase cursuri, traininguri practic, cu persoane care sunt în prag de divorț, au suferit un divorț, deci în orice etapă de doliu, au trecut prin acest curs de formare a lor, ocazie cu care autorii iarăși au realizat anumite studii, cercetări, au chestionat persoanele respective, au ajuns să formuleze anumite tipare, tipologii, tendințe și așa mai departe. Deci este categoric un titlu recomandat tuturor persoanelor. Eu aș recomanda acest titlu chiar și persoanelor necăsătorite care la un moment dat sau își doresc în această perioadă să se căsătorească. De ce? Pentru că este foarte important cum intrăm, cu ce așteptări, ce dorințe intrăm noi în căsnicie. Pentru că până la urmă acestea ajung să fie motivul sau punctul de plecare într-un divorț. Este important această carte să fie parcursă de persoanele care doresc să se căsătorească, pentru că aici pot găsi informații legate de faptul că viața noastră sau comportamentul nostru, de fapt, în sine, este o definiție a iubirii. Și autorii invită să parcurgi și, practic, să faci o radiografie a acestui comportament, a modului tău de a fi, a modului în care vezi tu lucrurile, da? Astfel încât să fii foarte conștient dacă există lucruri compatibile între noi, care este stilul de iubire al meu în acest moment, în această relație. Astfel încât, practic, acest titlu ne ajută să ne luăm cât mai multe aceste momente de siguranță, da? Și să ne fie foarte clar unde suntem, care sunt așteptările noastre, cum suntem noi în relație cu partenerul pe diverse criterii, astfel încât să nu existe anumite așteptări neîmplinite sau anumite poziții diferite față de aceleași lucruri. Și autorii explică, de exemplu, acest stil de iubire romantică, care noi o putem asocia și cu acea iubire, da, la începutul relației sau iubirea adolescentină, care este foarte intensă, năprasnică, înflăcărată, în care există foarte mare nevoie de implicare sexuală, apoi stilul Pasiune. pasiune, exact, Pasiune. iubirea prietenească, care practic o relație de cuplu care a ajuns ca urmare a unei relații de lungă durată de prietenie. Relație în care sexul poate nu este atât de important, în schimb, pentru mine este foarte important să am cu cine discuta, că avem proiecte împreună, că da, ne place compania noastră și așa mai departe. Iubirea ca joc, da? Persoanele care văd iubirea sau relația nu neapărat prinsă în anumite reguli. Ei sunt mai degrabă foarte tentați să încalce orice regulă, sunt persoanele care au poate mai multe relații în același timp, care încheie subit o relație. Relație de stil cerșetoresc. Relația în care cel care se găsește în această postură, de fapt, nu are lămurite niște
lucruri personale. Este persoana care are nevoie de foarte multă afecțiune, de foarte multă implicare din partea celuilalt. Adică, practic, el ajunge să cerșească, da? Sau își exprimă iubirea sau succesul în relație în funcție de energia, timpul, da, afecțiunea pe care o primește de la partener. Apoi iubirea pragmatică, acea iubire așezată, foarte logică, foarte sinceră, onestă, îi mai putem spune și cea matură, dar nu neapărat că ea vine cu anii sau vine odată cu experiența noastră, ci este pur și simplu rezultatul unei poziționări față de relație. Adică, pur și simplu, stai, îți notezi pe hârtie care sunt criteriile, da, care sunt lucrurile importante pentru tine și le confrunți cu partenerul. Adică, iarăși, un mod foarte deschis și în care cei doi își asumă să fie chiar și vulnerabili. Și, desigur, stilul de iubire altruist, în care dăruim iubire fără a aștepta neapărat ceva în schimb, nu este iubirea, da, sau a nu se asocia cu sacrificiul de sine, care nu este tocmai unul da, sănătos. Da, sănătos, ci este iarăși un stil de a iubi în care partenerul este disponibil, prezintă această deschidere, are energie și fiind conștient de acest lucru, este deschis să o împărtășească cu celălalt. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre reconstrucție, despre felul în care ne putem reface viața după un divorț sau o despărțire, alături de Tatiana Morari, psiholog clinician, psihoterapeut. Îi mulțumim din suflet pentru că a fost alături de noi și ne-a împărtășit lucruri minunate regăsite în această superbă carte, Reconstrucția, de Bruce Fisher și Robert Alberti, o carte publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!